Ne-am întors într-o ediție specială alături de Anton Hader, președintele Sindicatului Național al Profesorilor Universitari. Sindicatul, cum se cheamă el, sindicatul? Federația Națională Sindicală Alma Mater. Alma Mater, așa, a învățământului superior. I-am promis domnului Hader două cadouri, primul la tablă, al doilea pe micul ecran. Hai să începem cu cadou pe care vi l-am pregătit pe micul ecran, nu la tablă. Da. Îmi asum alături de toată clasa politică eroarea promulgării noii legi de salarizare a profesorilor. Este o lege care, urmarea evoluției crizei, n-a mai putut fi aplicată. Aparent foarte sincer, numai că în această afirmație există o uriașă, am vrut să-i spun inadvertență, un uriaș și neadevăr. Îmi asum alături de întreaga clasă politică? Nu. Nu, domnule Băsescu, clasa politică nu și-a asumat, unii nici în ziua de azi nu și-au asumat, nu eroarea, minciuna jegoasă pe care au făcut-o votând în Parlament cu toții, cu toții, o lege care știau cu toții în momentul în care o votează că nu poate fi aplicată. De ce? Pentru că nu sunt bani. Cel puțin ați avut eleganța să ieși să spuneți că ați greșit promulgând-o. Bine, nici n-aveați să facă. L-am întrebat personal de ce n-a mers legea. Mi-a spus că a fost mințit de prim-ministru de la acea vreme, domnul Tăricianu. Nu știu care e adevărul. Problema este că eu am fost, domnule Tudor, și puteți să verificați, vice-liderul de sindicat din acel moment al Alma Mater, care a ieșit public la tribună și a spus nu dați 50%, dați mai puțin. Și au început să mă huide. Corect. Acum, deci, pentru că mi-am dat seama că este riscant. Am înțeles. Dar am înțeles. Asta e. Ne-am luptat prin tribunale și am scos banii. Mai avem de primit anul acesta 1.200.000 pe care dacă nu ni-i dau, noi s-ar putea să executăm silit ministerul. Vă aduceți aminte, stimați telespectatori, cât a spus domnul Hader, cinstit fiind, că vor crește salariile la 1 ianuarie? Da, 25%. Mai scriem undeva aici, odată ca să știe lumea. 25%. Promiși banii ăștia tuturor, dar acum vorbim de profesorii domnului Hader. Promiși de Olguța, de Dragnea, de ăștia de la putere, Tăricianu, Alde. Repet, 1 ianuarie 25%. Așa s-au dus în comunele și satele din România și le-au spus profesorilor. Vă mărim salariile. Tot așa sistemul bugetar va avea 25%. Tot domeniul bugetar. Pentru că altfel nu pot aplica legea. Acum să vorbim numai de dumneavoastră, ca să vă întreb cum se simt. Am plecat de la premisa... Și îi mulțumesc încă o dată lui Gabi Biriș, acest lucru, am originalul aici, uitați-l. Ca să nu credeți că l-am păstrat, e un document. Aici sunt calculele lui Biriș, făcute în emisiunea mea acum 48 de ore, domnule președinte Hader, da? Da. Eu le-am făcut mai păcurat. Dacă un profesor ar avea salariu 1000 de lei, da? Da. Nu există salariu ăsta, dar l-am pus pe 1000 ca să înțeleagă, da? 1000 de lei salariu, care este brut, atenție, brut, da? Brut. El ia în mână 840 de lei, aici atenție că nu vorbim de impozitul de 16%, vorbim doar de taxele la CAS și la pensie și la sănătate. Că alea se mută de la angajat. Atât. Ascultați-mă, nu? E foarte important. De la angajator, de la firmă, aici e firma, domnule Hader, firma, aici e prof, și aici este statul român. Statul. Domnule Hader, acum când vorbim noi, acum, din 1000 de lei ăștia, cât are brut, plătind 16% pensie și sănătate, omul ia 840. Bine, nu ia pe ăștia, că de aici mai plătește impozit pe salariu, mai plătește șomaj, dar pensie și salarii, el rămâne, după ce plătește la stat 16%, la 16,2, 840. Firma lui, adică Universitatea București, sau Politehnica, ca să-i dea 1000 de lei profesor universitar, mai dă 21% contribuția Politehnicii la sănătate și la pensie. Bine până aici? Da. Da. Deci, firma consumă cu profesorul, facultatea, universitatea, 1210 lei, adică 1000 îi dă lui brut și 210 îi dă la stat pentru pensii și pentru sănătate. Da? Acum ei au aceste 21% și le mută de la angajator la profesorul universitar din subordinea domnului Hader. Da? Și îi face brutul profesorului, în loc de 1000, îl face 1210 lei. De ce? Pe hârtie, pentru că 210 lei oprește și îi dă tot la stat, la sursă. Dar lui pe hârtie, profesorului i-a mărit brutul cu 21%. Da? De la 1000
Vreți să spuneți într-un final că salariul stă pe loc? Vreau să vă spun că varianta asta în care statul ia 3.700.000 de lei și de la angajat și de la angajator acum ia pe toți doar de aici. Da. Dar ăstuia, profesorul universitar, a fost mărită la 1 ianuarie brutul cu 21%. Deci din cele 25, dacă scazi 21 care sunt pe hârtie, rămâne o creștere de pentru cei de acasă impozabil, da. De 4%, domnul Hader. Asta e creșterea reală pe care și nici asta va fi mai mică. Da? Putem, ăsta e cadoul pe care vi-l fac, repet. Dacă aveți un dubiu, trec la calculele lui Biriș care sunt la virgulă. Eu le-am nu, făcut. Nu, dacă nu știa că știe domnul Biriș foarte bine noul sistem de impozitare. Ia spuneți-mi, că poate nu știe. Spuneți-mi dacă și nu, sunteți cablat. Spuneți-mi ce trebuie să scriu. Da, nu ne-am gândit. Spuneți-mi ce trebuie să scriu. Eu cunosc foarte bine sistemul. N-am știut că abordați asemenea subiect astăzi. Dar pe care trebuiau să le explice de mult guvernanții țării. Trebuia să le explice. Domnul președinte, facem așa. Discutăm altceva până la prima pauză. Nu, vă decablăm, vă punem emițător și veniți la tablă că poate am greșit eu. La prima pauză publicitară sunați-vă, domn, toți care sunteți profesori, dascăli. La tablă, la B1 TV, iese profesorul Hader și ne va preda lecția despre impozitare, cum știe domnia sa că va fi. E foarte important să înțelegem. S-ar putea să greșesc eu. Da? Spuneți-mi, cum evaluați, profesorii, repet, cum evaluați impactul în ianuarie al acestei legi, dacă ea va fi, cum spun eu, creșterea în buzunarul profesorului să fie de 2-3%? Dacă va fi, pentru că și de ce nu va fi nici aia? Pentru că în toamnă se măresc prețurile la gaze, la curent, la... Va fi o... Bine, lucrurile vor sta la fel în tot sistemul bugetar. Acest procent de creștere cu 25% al salariilor este făcut pentru a se putea aplica noul mod de impozitare, care constă într-o trecere consistentă a dărilor de la angajat, de la angajator la angajat, cum a spus dumneavoastră. Păi domnul Hader, știți ce nu înțeleg eu? Dacă îmi răspundeți la întrebarea asta, este Dumnezeul meu. Zice. Mă închin la dumneavoastră. Dacă azi, conform legilor de azi și impozitelor de azi, profesorul dintr-o 1000 de lei ia 840, statul ia 370 și firma plătește 1200 în total și la final, după ce se trece de la angajator la angajat, statul ia tot 370, profesorul ia tot 840, doar pe hârtie ia 2210. Toată lumea ia aceiași bani. Întrebare, de ce mută de la angajator la stat dacă toată lumea ia aceiași bani, niciun leu mai puțin? Păi, au făcut lucrul ăsta pentru că la partea din mediul privat, mi-a explicat domnul Vulcov. Ia spuneți, la partea din mediul privat, adică la nu noi. Nu veneau oamenii să dea dările către stat. Stăteau, lâncezeau până veneau cu dările... Era... Nu veneau și acum îi obligă cum? Îi obligă pentru că trecând banii la salariat, salariatului trebuie să-i dea salariu. Ei mizează pe ideea că se vor deveni mai corecți dându-le, transferând banii pe care i-ar fi dat la stat în bufferul de salariat. Domnul Hader, să știți că B1 TV, firmă privată fiind, televiziune privată, acum pe legislația asta nu face evaziune și nu ține niciun leu. Dar nu mă refer la B1. Nu ia niciun leu de la angajat ca să-i țină la sursă să nu-i dea statului, că s-ar duce în pușcărie toată conducerea postului. Noi toți banii ca firmă privată îi dăm la stat. Ce plătește angajatul, da? Sau ce oprește firma, merg la stat. Mâine, pe legea asta, mie în acte, mie Tudor Barbu, îmi va fi mărit salariul pe care l-am contractat cu B1 TV, taman... În așa fel încât să achitați datorii. Taman cu ceea ce acum B1 achită pentru mine la pensii și sănătate, mi-i bagă mie în brut, mi oprește tot la sus la etaj, la B1, mi opresc cu fetele alea și îi dă la stat ca și azi. Numai că mie, domnule Hader, mi-apare pe buletin, pe fluturaș, un brut mai mare la 1 ianuarie, dar mi-apare doar pe hârtie. Pentru că mie în sus, la contabilitate, mi opresc aceiași bani care merg tot la statul român. Domnule Tudor, vreau să știți că... Ori sunt eu nebun, vreau ori mi-au ăștia de poști. În buzunar rămân ceva mai mulți bani. Mai mulți rămân în buzunar? Da, 2-3% rămân. Da. La unii cu salarii mari, 4-5%. Înțelegând prin aceasta salarii în jur de... Păi, 7, președinte, 8, 4% înseamnă, cum am scris și eu, dar nu 25%, cum am anunțat, că vă măresc salariul cu 25%. Dar la cei cu salarii mai mici, pentru că dispare noțiunea, impozitul este foarte mic la ei, da? Vor rămâne 17-18%.
Nu, eu vreau să vă întreb ceva. Am făcut toate calculele acestea. Ultima oră când îmi pare rău că nu mi le-a trimis. Știam, veneam cu toate și cu expresele matematice. Toate calculele făcute. Facem o emisiune. Repet, eu vă întreb. Repet, dar asta e vorba numai de prima tranșă de 25. Aia de la următoarea începe să se vadă câștigul. Da, dacă vine următoarea. Păi, asta e altă poveste. Asta e altă poveste. Dar întrebare. Și nu știu cum îi voi determina pe privat. Când ați auzit dumneavoastră Anton Hader, fiți cinstit. Se uită foarte mulți oameni la emisiune. Când ați auzit ultima oară un premier, că s-a numit Grindeanu sau Tudose, un Dragnea, un Tăricianu, vorbind de impozit zero sub 2000 de lei venit? Ultima oară când ați auzit? În ce lună? Eu am auzit exact în timpul negocierilor cu ei. Mi-au spus acum mie că acolo e zero. Acum cât timp? Două luni jumate. De atunci nu mai vorbește nimeni, bravo. A, da, e posibil ca acest sistem să mă se modifice. Mă credeți că de atunci ați spus adevărul. Iar eu ceea ce voi prezenta se referă jumate, la ceea ce gândeau atunci. Dom'le, de vreo două luni jumate fix, ați spus corect. Nu mai spune nimeni da. Zero impozit sub 2000 de lei. Dar nici nu prea au ieșit public, din păcate, pentru ei. Și pentru noi, de ce nu? Să ne spună cam ce au de gând să facă în acest sens. Pentru că aici e o mare problemă a lor, a comunicării. Știți bine că miniștrii de finanțe n-au fost ei în stare să ne explice ce aveau de gând să facă. Mie, un om în care am încredere pentru că n-are interes politic și a plătit cu capul niște inițiative pe care le-a avut ca ministru secretar de stat Biriș, mi-a spus aici la tabla cu 48 de ore, Tudore, dacă nu renunță la aia cu zero impozit sub 2000 de lei, se duce în cap. Păi da, dar acolo impozitul e cel mai mare este impact. Zero sub 2000 de lei. Da. Va fi zero. Impozitul va fi zero, nu suportă bugetul. Exact. Atenție. La 2000 de lei, el va lua salariatul 1300 de lei. Mână că va avea partea cealaltă de contribuții 35% despre care vorbeam. Ne vorbim de impozit deocamdată. Nu vorbim impozitul de va fi zero. Da. Dar contribuțiile le au toți la fel. Publicitate și revenim după 2-3 minute împreună cu domnul președinte Hader. Ne-am întors, oameni buni, pentru a doua oră a emisiunii, o ediție specială în care profesorul Hader iese la tablă, ca în vremurile în care preda... Dar predați în continuare, nu? Dar ce mă jigniți așa? Nu, predați în continuare. Dar cum să nu? Am 14... Ca în vremurile în care predă studenților... Predau cursul de rezistență materială. Matematică și fizică. Matematică curs și fizică. De rezistență materială, care înglobează matematică și fizică. Deci profesorul universitar Anton Hader la tablă ne explică ce ne explică? Păi, să vă explic că... De fapt, e un nou sistem de impozitare pe care eu l-am discutat cu guvernul, am încercat să-l aflu ca să pot să le comunic totuși colegilor mei, ca să le spun colegilor mei cum stau lucrurile, pentru că eu zic că sunt în măsură deci, să înțeleg. Deci toți profesorii, dați-le indiferent de gradul lor, trebuie să fie atenți acum la ce le spuneți. Ei, le-am transmis toate datele. Bine, să hai să vedem. Dar nu sunt extrem de sigur că va rămâne acesta care s-a discutat, pentru că, așa cum spuneți dumneavoastră... Da, azi când vorbim noi, ăsta e. Asta au în cap. Ăsta e agreat. Da. Ia da. Spuneți-ne. Deci, dar așa să înțelegem toți. Da. Ce aș putea să vă zic? În momentul de față ei și-au propus ca 2000 de lei să nu mai fie impozabil și rămân doar contribuțiile sociale. Bine, bravo. Toată lumea va avea contribuții sociale de 35%, indiferent de cine este salariatul, de faptul că aparține mediului privat... Stat, că e ministru, că e femeie de serviciu. Bravo. În aceste condiții... Da. Aici punem opriri. Da. Opriri. Și aici punem salariu. Da. Deci, la 2000 de lei, toată lumea va avea opriri de 35%. Acestea sunt constante la toți. Haideți să vin aici ca să vă ajut, că dacă stați în fața tablei, nu văd studenții. Nu vede... Și deci aveți 30, o clasă 35% de e oprirea. Deci, deci la 2000 de lei... Asta e, pe axa asta sunt salariile. Da, aici au opririle, da? Da. Deci, la un salariu de 2000 de lei, adică aici, opririle sunt la 35%. Și atât. Și atât. Nu mai au impozit. Fără impozit. Da, 2000 de lei. Bun. Dar atențiune, acest 35% înseamnă... Un avantaj pentru salariat. Adică? La prima vedere. Păi nu la prima, domnule, avantaj sau nu? Atenție! Da. Banii ăștia trebuie să aibă să-i dea de undeva. Nouă ne vin de la buget. Da. Privatul e problema, știți cum e. 35% nu interesează pe nimeni. Din acesta 25% merge la pensie. Da. Și 10% merge la sănătate. Cum se numește? CAS. Deci iată că e o contribuție mai mare la pensii. Ceea ce înseamnă ceva... Un lucru bun. Pozitiv. Deci foarte asta l-am reliefat și eu. Foarte bine. Deci, CASS-ul e aici. CASS.
S, care înseamnă pensii, și ăsta e CAS-ul. Da, sănătate. Sănătate, da? Toată lumea de asta. Toată lumea 35%. Da. Deci dacă ai... Că e privat, că e bugetar. Da. Dacă în prezent, astăzi, da. Ai un salariu brut, astăzi, în prezent, astăzi... Da. Da. Din, se ia 70% din brut. Așa. Din brut. La stat. E, nu. 70% primești tu brut. Ca, din ce ai salariu? Ăsta e netul. Aproximativ. 7,7. Deci astăzi, opriile sunt de 30%. Aici vorbim de 35%. Păi de ce? Păi e alt sistem. Așteptați. Am înțeles. Așteptați. Și de, dar asta... Deci cu alte cuvinte, dacă astăzi ai 2000... Da. Salariatul da. primește 7% din 2000, e clar 1400 lei. Da. La 70%, vă rog să scriem, în prezent, deci ia 1400 lei. Da. Da. 1400 din 2000. Azi. Dacă are 2000. Da. Dar el nu are azi. Cum? Să zicem. Sau pune problema că are. Domnule, deci azi, dacă are 2000 salariu, el în mânuță... Și dacă ai 10.000 de lei, iei 7.000 de lei. Că iei 70%. Da, am înțeles. Deci e clar. Acum, asta e impozitul în dacă minimal. Azi n-ar fi legea de azi și ar fi noua lege și ai avea tot 2000, cât ai duce acasă? În noua lege? Da. 1300. Iei mai puțin. Dar atenție, nouă statul ne mai dă. Atenție, ne mai dă 25%. Și privatul la fel trebuie să bage banii ăia la angajat? Nu, nu, domnul, alo, da. alo. Dar susțin, domnule. Privatul nu e obligat să crească păi salariul asta, de... asta e problema lor. Aici am vrut să zicem. Mai departe. Aia în privat, domnul profesor, în privat sunt 3,5... Păi și ce fac ăștia? Vor rămâne cu banii aia pe care îi dădeau ei la stat? Adică... Nu, domnule, nu, stați un pic. Cum îl obliști tu pe... patron. Păi ei nu mai vor da o parte consistentă a dărilor nu, la stat. Nu, știi ce face privatul, vă spun eu. Își iau banii? Nu e adevărat. Privatul mută de la... La mine, la B-ul, dau... Păi da, mutându-i, mută crește doar, salariul. Domnul Hader, mută doar contribuția mea, pe care acum B-1 o plătește la pensii și la sănătate, mi-o mută mie în brut. Dar aia nu înseamnă creștere. Pe când la statul român, adică la profesor, domnul, ne facem că nu înțelegem, la dumneavoastră la mărele... La stat. La stat, da. Eu sunt privatul, da. Dumneata e statul. Da. La dumneata, în 1 ianuarie, ți-l mărește cu 25%, care va fi doar 4 în buzunarul omului, dar în martie îți mai dă 20, da. Care vor fi reali. Atunci se va vedea creșterea. Da? Dar așteptați mie, la 1 ianuarie, uitați acolo, Carioca, da. Mie la 1 ianuarie, la privat, când spun privat, spun 3,5 milioane, domnul Hader, 3,5 milioane de suflete, de oameni, suflete, da? 3,5 milioane de privați. Ăștia nu primesc nimic în etapa a doua, a treia, a patra, acolo nimic. Va fi problema ei speră ca mediul privat să fie sincer și să ce trebuie să facă sincer? Să transfere banii care... Îi transferă că e obligat de lege. Patronul meu va transfera, dar doar contribuțiile. Nu-l obligă nimeni să mărească mie salariul. Cum vouă la profesor vi-l mărește. Da, așteptați acum, să vedem ce e mai departe. Am înțeles, aștept. Uitați aici. De aici încolo, peste 2000 începe impozitarea. Da. Nu mai e 16%. E 10%. Da. 10%, 10% după 2000. Din diferența dintre salariu brut, da, și minus 2000, da. Asta nu se impozitează. Nu, baza asta se scade. Și sunt niște deduceri, mai sunt niște deduceri. Mai sunt niște deduceri. Și apare salariul tău, începe și el să... care sunt opriile aici? Asta vreau să spun. Da. Deci opriile merg până la 41,5%. Corect. Deci nu există salariu infinit, e asimptotă orizontală. Da. Salariu infinit, cea mai mare oprire poate să fie 41,5%. Spre exemplu, dacă ai salariu de 100.000 de lei, 100 de cel de mai lei, mult te duce aici. Da. Și dar cel mai mult nu treci de 45%. Am scos funcția și e clar. Deci da, e limită la când domne, la toate bune și frumoase. Deci, și ei salariu. Deci, în principiu, acum... Vă faceți că nu înțelegeți. Toate nu, că eu în ceea ce v-am întrebat ce le spun ăstora, eu, Tudor Barbu. La privat n-am ce să le spun. Nu pot să știu ce vor face. Dar la stat, mie îmi poate crește întâmplând față cu 4% pe care intru și se regularizează serios salariul. Iar la cei, atenție, pentru că aceasta este o formă crescătoare, atenție, dacă are 2000 de lei, lui îi rămân cam 17% din alea. În așa fel încât 4% ale mele creștere cu 17% ale celui cu salariul mai mic sunt ca la fel, creșterea e aproape la fel în valoare fixă. Păi da, dar la mine la privat, la noi la privat, cine are acum 2000 de lei?
Duce acasă 1400. Se vrea și o tasare, domnul Barbu, o uniformizare. Nu, vreau... Să nu mai fie diferențe covârșitoare. Deci de când îmi doresc să am un partener ca mine, da, da, ca unul să fie statul. Era ideal să-mi spuneți, să vin cu toate datele. Nu, le-am prezentate pentru... Domnul profesor, eu nu vreau pe date concrete, vreau pe principiu. Da. Uitați-vă aici. Dar pentru mine le-am atras atenția. Problema lor este mediul privat. Domnule, la privat. Nu știu cum vor reacționa. Da, ei trebuiau să discute de mult problema. Dar vreau să tragem o concluzie ca să ne așezăm pe scaune. Da. Dacă privatul are cu 2000 de lei, la 1 ianuarie îi va crește doar cu contribuțiile pe care patronul le bagă în salariu. Dar și vreți să spuneți că el poate să rămână cu salariul pe loc. Păi, bineînțeles. Iar când vouă la bugetarii, în martie, vă va crește cu încă 20%, noi tot dar nu uitați că va crește mereu salariul minim și tot așa. Nu, stai un pic, Anton. Vouă vă va crește o dată doar pe hârtie și o dată real. Nouă nu ne crește nici pe hârtie. Dar la noastră poate să rămână pe loc. A, bravo. Dacă nu vor da... Să-ți Dumnezeu. Da. Bravo. Păi asta este... Cum spun eu, țară sănătoasă la 3,5 milioane de oameni care produc bani, bă, voi nu o să aveți ei decât... Ei speră să-i prinde pe cei care îi salarizează cu studii superioare, precum salarizații pe, la minimul pe economie, speră să aducă la suprafața asta ce au de gând. Nu știu cum le va ieși, ce forțe vor avea, ce argumente. Și acum cel puțin 20-30 de mii de privați nu vor pleca de la patron să se ducă să angajeze la doamna Dan, la interne, la apărare, la serii, la alea. Vor căuta cei mai buni oameni de la privat. Acum vă spun eu ce fac și vă spun în surse absolut sigure. Oameni cu care eu sunt prieteni și au copii de 20, 25, 30 de ani, masteranzi, doctoranzi, șef de promoție, oameni pe care i-ați crescut voi la Politehnică, șef de promoție, știți ce fac acum domnul Hader? Și lucrează la privat, își fac dosare de angajare la stat. Pentru că au zis, bă, Tudore, copilul meu vrea și el o pensie civilizată de 100 de milioane, vrea și el să aibă o carieră, să nu-l doară capul, nu vrea, mai înțeles? La lucrurile astea nu cred că s-au gândit. Dar la reacțiile astea nu s-au gândit. Dar oricum, sistemul... Antoane, mii de tineri de valoare bugetar... pe care voi i-ați crescut, sistemul universitar i-ați crescut foarte bine, acum aleargă în toată țara să meargă la stat. Dar vreau să vă spun ceva? Noi în ultima vreme, din păcate, la stat s-au angajat cei mai slabi. În ultima vreme. Și că faptul că, atenție, este studiu făcut. 75% dintre absolvenții de învățământ de proastă calitate... Mulți vin chiar din mediul privat, sunt la stat și invers. Bine. Deci, din momentul ăsta, conform statutului și deja renumelui pe care și l-a câștigat emisiunea aceasta în piața audio-vizuală din România, deschidem liniile telefonice, vă stăm la dispoziție, atât eu, cât mai ales invitatul meu, profesorul universitar și președintele sindicatului Alma Mater, Anton Hader. Orice problemă aveți și orice credeți că merită discutat pe subiectul plecărilor masive din sistemul de siguranță națională și astăzi președintele Iohannis a semnat de a făcut scurtă la mână treceri în rezervă sau legat de subiectul pe care l-am propus eu, dacă este un scenariu poate prea conspirativ, poate prea teoria conspirației, dar mie prea mult îmi seamănă ce au făcut turcii cu așa zisa lor lovitură de stat gülenistă, cu această lovitură de stat de catifea, i-aș spune eu, legea pensiilor speciale, fluturată ca fiind ultimativ, hai, acum plecați din sistem, plecați, că dacă nu vă apucă pensia aia rea, vă schimbăm pensiile, vă dăm una mică, mai rea, mai nu... Și oamenii, pe bună dreptate, pleacă cu miile din sistemul de siguranță națională. Deschidem telefoanele, în cazul în care avem, gata, deja le-ați deschis, sunt oamenii pe fir, cum e? O așteaptă oamenii de mult, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, domnule Barbu. Salut, Mihai. Bună ziua. Și domn profesor, multă sănătate. Bună ziua, domn profesor. Vă salut și eu, bună ziua. Stimate domnule profesor, am o întrebare pentru dumneavoastră. Vă rog. Învățământul românesc, din punctul meu de vedere, a pornit pe o cale greșită. Ce vreau să spun prin asta? La ce vă referiți? La mai faptul multe că... Multe greșeli făcute, nu? Acum, da, dar asta e capitală. Vă rog. Acum câțiva de 20 de ani în urmă, pare mi se... cu aproximația, da? S-au scos examenele de admitere din licee. Mihai, te opresc un pic. Mihai, noi nu vorbim aici de ce s-a întâmplat în sistemul de învățământ cu curricula și cu... Nu, te rog mult. Ori vorbim pe subiectul de azi. Sistem de pensii, pensii speciale și salarizare, ori dacă nu, mergem mai departe, că alți oameni vor să discute și cu mine și cu domnul Hader pe tema emisiunii de azi. Dau un răspuns foarte rapid. Da, dă-i răspuns, te rog. Să știți că s-a făcut o greșeală că nu s-au mai dat examene. Au fost decizii proaste. Se va reveni, sper, cât de repede, pentru că e anormal să lași lucrurile pierdute sub control. Așa cum la bacalaureat am reușit să
ajungem într-o stare de normalitate, chiar dacă am folosit camere de supraveghere, din păcate asta este, și aici cred că se va folosi din nou sistemul de admitere. Apropo, domnul profesor, și, da, și vom schimba, poate, sper eu și sper ca ministrul Pop să fie de acord cu reintroducerea școlilor profesionale, pentru că nu toți sunt în stare să intre la liceu. Noi, de fapt, acum îi băgăm la liceu în mod forțat. Învățământul profesional. În mod forțat. Bravo. Vor să facă toți liceu. Am auzit astăzi un iureș mare în sistemul de învățământ generat de solicitarea părinților ca tot procesul de învățământ să fie monitorizat video, iar cadrele didactice au zis nu se poate, domnule, așa ceva, cum să ne monitorizați video? În alte țări există și nu s-a mai supărat nimeni. Vom discuta cu părinții, foarte sunt tare, asociații, bravo, de părinți și de ce părinții să au cerut. Vom discuta cu părinții. A, așa, nu că dascălii spun, domnule, nu vrem să, să dar fie de monitor... ce nu? Că nu știu. În felul ăsta... Mă bucur, ești mai responsabil, mă bucur, pe mine nu m-ar deranja. Mi-ar plăcea tare mult să vină la curs să mă filmeze. Care e, foarte tare, bravo. Care e problema să nu poți să predai sau ce? Foarte tare. Da, părinții, e interesant. Părinții, vă iubesc foarte mult, părinți, pentru ce ați spus acum. Mulțumesc, știu. Pentru că ei astăzi au rămas consternați, s-au organizat, părinții copiilor din țară sunt organizați la nivel național și au făcut cererea asta, domne, hai ca... Toate cursurile copii, ca să-i vedem, dacă se bat, dacă se păruiesc, dacă pleacă de la școală. Exact, nu vin la ore. Violența exact. În clasă, respectul față de profesor și așa mai departe. Respectul profesorului față de copii. Dacă profesorul folosește eficient timpul, dacă le predă, dacă sunt multe. Mă bucur că sunteți un aliat al părinților. Ar fi necesar, de ce? Bravo. S-a mai pus problema asta mai de mult, să știți. Merge mai, mă bucur să aud. Mă bucur foarte tare că domnul Hader e de acord cu părinții din țara asta, pentru că azi am auzit o grămadă de reprezentanți ai dascărilor că nu prea vor. Mergem la Târgu Jiu. Sărut mâna. Alo, bună seara, domnule Tudor Barbu, bună seara, domnule profesor. Bună seara, doamnă. Ascult cu interes și cu revoltă emisiunea dumneavoastră și cu o mare revoltă am sunat în ideea că poate cineva din această țară aude și părerea unui oarecare om ca mine. Mi este foarte greu să încep. Dumneavoastră ați pus întrebarea ce să le spuneți celor 3,5 milioane de oameni din această țară. Păi sugerați-le, domnule Barbu, să iasă în stradă, că au ieșit pentru lucruri mult mai puțin importante, manipulat politic, dar pentru faptul că viitorul copiilor lor se joacă acum ca la o ruletă rusească, în care nu îi pasă nimănui ce se întâmplă cu ziua de mâine a viitorului acestei țări, eu însă sunt pensionată pe caz de boală. Pot să zic că, din punctul meu de vedere, cu pensia soțului mă descurc să duc o viață decentă. Mai mult decât decentă. Pentru că m-am operat recent de o tumoră canceroasă, pentru că mă limitez și nevoile mele sunt mult mai puține decât ale unui om activ. Nu mai am aceleași dorințe ca acum 20 de ani, nu mai cumpăr aceleași lucruri, mă limitez și pot să spun că viața mea cu medicație, cu încălțăminte, cu o haină pe care mi-o iau o dată pe an, îmi ajunge așa cum este. Dar îmi pun problema ce se întâmplă cu tineretul acestei țări.